Există însă zile de sărbători, cele cu conotații religioase care îi amprentează pe oameni. Și mai mult și mai particular și legat de acestea sunt zilele onomastice și sărbătoria zilor de naștere. Acestea două au de-a face cu idolatria. Și amintesc doar în scurt, în Antichitate, cum știți și din două exemple biblice, Faraon și respectiv Irod, zilele de naștere nu și le serbau decât regii, pentru că ei au considerat zei și le se puteau aduce ofrande. Mai târziu, începând cu germanicii, s-a trecut la sărbătoria zilelor de naștere pentru copii și apoi faptul s-a extins și generalizat pentru cei ce țin la o asemenea zi. Zilele onomastice sunt date de sărbătoarea numelui, de unde și terminologia. Potrivit culturii ortodoxe, de exemplu răsăritene, este indicat să se pună oamenilor nume cu Sfântul la care zi se sărbătorește atunci când a fost născut copilul, se obișnuia să se meargă atunci la biserică, lucrurile erau împletite și amestecate. Să se facă un serviciu religios cu icoana acelui sfânt. Și sfinții aceștia nu sunt decât niște oameni morți. Pentru că zilele de naștere au de-a face cu cultul viilor, cum spuneam, regii se credeau zei, și zilele au cu cultul morților. În ambele cazuri, problema este ocultă și idolatră. Pentru că zilele acestor sfinți au fost fixate în zile unor zeități păgâne, iar acești monarhi se identificau tot cu zeități, fiind supușilor sau asociațiilor. De aceea, fiind vorba de zile, trebuie să fim foarte atenți ce sărbăm și cum sărbăm și ce valoare dăm unei zile. Pentru ca nu cumva în acea zi să ne legăm de ceva ce poate să fie păcătos sau și mai grav de factură demonică. Este în creștinism. De exemplu, știți că e sărbătoarea a Sfinților Constantin și Elena, fiul și mama, cei de care se leagă introducerea crucii în creștinism. Că el, Constantin, a văzut un semn pe cer și că ea a descoperit la Ierusalim crucea pe care a fost răzut Domnul Isus. asta la începutul secolului IV. Dacă s-ar fi mers pe această mentalitate, sărbătoarea Purim ar fi trebuit să se numească sărbătoarea Sfinților Mardoheu și Estera. Dar evreii se fereau de a atribui valoarea unei zile în mod comemorativ și a fi pusă pe seama unui om. Chiar dacă în cartea Estera nu-i pomenit numele lui Dumnezeu, se spune că evreii citeau din această carte la sărbător și fiindcă mâncau și beau, s-au temut să scrie numele lui Dumnezeu tocmai pentru a nu fi profanat. Dar vă rog să rețineți, n-au ținut sărbătoarea Purim nici în cinstea lui Mardoheu, nici a Esterei.